Doamnelor, domnilor, continuăm programul informativ actual cu un grupaj de știri pe scurt. Un bărbat din Cricova a rămas fără automobil după ce a uitat cheile în lacătul portierei. Potrivit poliției, trei minori au profitat de gafa proprietarului și au furat mașina. S-au plimbat cu ea cât au avut chef, apoi au lăsat-o într-o pădure. În acest caz, oamenii legii au reținut trei adolescenți cu vârstele cuprinse între 14 și 16 ani care și-au recunoscut vina. Făptașii sunt cercetați penal și riscă o pedeapsă cu închisoare de la 3 la 5 ani. Două fete au ajuns la inspectoratul de poliție după ce s-au înjurat și s-au bătut chiar în stradă. Incidentul s-a petrecut în apropierea unui local de noapte de pe strada Calea Ieșilor din sectorul Buiucani al capitalei. Potrivit poliției, una dintre tinerele care a petrecut în acel club la un moment dat a vrut să plece, doar că a luat o haină străină de la garderobă. Deranjată de acest fapt, una dintre amicele păgubitei a luat-o pe urmele presupusei coațe. Între ele s-a iscat o ceartă care a degenerat în violență fizică. După ce un trecător a sunat la 902. Bătăușile au fost duse la poliție pentru explicații. Acolo a și început adevăratul scandal. Ambele fete se vor alege cu amenzi usturătoare pentru huliganism. Doi bărbați, printre care și un polițist de frontieră, acuzați de corupere și contrabandă de țigări în România, vor ajunge pe banca acuzațiilor. Potrivit oamenilor legii, acțiunile infracționale au început în noiembrie 2014, când un polițist de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Țuțora s-a plâns că a fost contactat de mai multe ori de un polițist de frontieră din Republica Moldova, care i-a propus să faciliteze introducerea unor importante cantități de țigări peste râul Prut, în schimbul a 50 de euro pentru fiecare bax. Dacă vor fi recunoscuți vinovați, inculpații riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare. O moldoveancă stabilită în Italia a dispărut fără urmă de câteva zile. Aceasta era căsătorită cu un italian și a dispărut în ziua în care soțul ei a decedat în urma unui accident de muncă. Femeia este originară din raionul Ungheni, satul Teșcureni. Rudele Svetlanei își fac griji, întrucât de câteva zile nu au nicio veste de la ea. Acestea au și anunțat poliția și așteaptă vești de la forțele de ordine, sperând că ruda lor este în viață. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va deschide un nou serviciu de prim ajutor, SMURD. Paramedicii vor oferi asistență calificată oamenilor din raionul Cimișlia, asta după ce 13 angajați vor absolvi cursul de instruire inițiat de 3 formatori ai Serviciului Situații Excepționale, pregătiți la Târgul Mureș. Cursul va dura 4 săptămâni, iar după absolvire, specialiștii vor merge pentru experiențe practice la Iași. La întoarcere, reprezentanții Serviciului Situații Excepționale vor activa la Cimișlia și Hâncești.